Procedura de intubare a pacienților bolnavi de COVID-19 internați la Institutul de Medicină Urgentă a devenit mai simplă datorită unui dispozitiv cu ultrasunet performant. Aparatul a costat 18.000 de euro și a fost adus din Japonia, fiind donat de o companie din Germania. Utilajul a ajuns în această instituție datorită Fundației Medicale Valeriu Ghereg, care de la începutul stării de urgență din țara noastră a inițiat o campanie de ajutorare a medicilor care luptă în prima linie. La pacienții cu COVID, imaginile sunt destul de clare și sunt grupate în linia A, linia B și linia C, care ne vorbesc despre inițierea procesului de inflamație. Deși în unele instituții medicale din țară sunt aparate performante pentru a realiza tomografii computerizate, specialiștii din sănătate dau asigurări că în lupta cu noul coronavirus, utilajul de ultrasunet este mult mai benefic, mai ales în cazul pacienților intubați. Aparatul dat, ultrasonografia, ne dă posibilitate să efectuăm de câte ori este nevoie la patul pacientului și să vedem și chiar și dinamica procesului. Întrucât echipamentul este nou, personalul medical de la urgență a fost instruit pentru a cunoaște toate detaliile, iar rezultatele bune nu întârzie să apară. Acest aparat are o vastă area de utilizare. El se folosește atât pentru scanarea plămânilor, organelor interne ale pacienților, cât și pentru procedura de intubare ghidată a acestor pacienți gravi. Evident că el este foarte și foarte util. În prezent, mă rog, eu tot zic, se folosește mai bine pe 10 pacienți deja au fost intubați cu acest aparat. Fundația Medicală Valeriu Ghereg a lansat și o campanie de strângere de fonduri pentru a cumpăra echipamente de protecție și consumabile pentru instituțiile medicale.